Corespondență sufletească Autor Melentina Brustureanu Ai venit în ultimul segment de secol Cu șoapta și răsuflarea unei primăveri Atunci când nu mai eram decât un suflet încărcat de neliniști și putrezit de lacrimi căzut în veșnicie ca frunzele unei toamne în delir mai adunat din risipa anilor ce mi-au lăsat trecut și durere Arătându-mi sensul de a mă întoarce către mine. Poate destul de ostenită. Într-o zi cu plutir de mângâieri. Pentru incizii sufletești. Cu înfiorări și grație și așteptări cu minți, ai strâns pânza singurătății și gândul meu s-a preschimbat în existența pură a unui nufăr. Și în clarul Mă las cu bună știință iubirii tale, Ce-mi cere supunere în fața legilor ei, În albul visării fără de sfârșit, Și al prieteniei noastre, parcă mai veche decât noi. Ce seamănă costea suspendată? Între cer și...